Ministrul Muncii așteaptă astăzi verdictul Parlamentului pe moțiunea simplă depusă împotriva lui de USR și Forța Dreptei, asta după ce ieri opoziția și puterea și-au aruncat vorbe grele în plen. Surpriza a venit însă de la Raluca Turcancea, care și-a criticat partenerii de coaliție. Mai multe ne spune colegul meu Cornel Chitucea. Bună dimineața, Cornel, ce informații? Bună dimineața, Luiza! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ieri s-a dezbătut moțiunea împotriva ministrului Muncii, Marius Budăr, iar în cadrul acestei dezbateri au fost adevărate tensiuni între politicieni care fac parte din mai multe partide. Vedem în primul rând că sunt mai mulți care au luat cuvântul în plenul reunit al Camerei Deputaților și au creat o adevărată tensiune. În primul rând vreau să vă aduc în vedere faptul că ministrul Muncii, cel asupra căruia a fost aplicată această moțiune simplă, a ținut să precizeze, citez, a scris o moțiune fix așa cum ați guvernat, numai minciuni. Iar mai apoi cuvântul a fost luat de către Raluca Turcan, care a ținut să precizeze faptul că nu va vota această moțiune, chiar dacă nu a fost un plan bun în ceea ce privește pensiile speciale, pentru că la momentul în care s-a dezbătut această moțiune, s-a adus des în discuție problema pensiilor speciale, de asemenea o problemă care a fost adusă în vedere de mai multe ori de către cei de la USR și Forța Dreptei, cei care de altfel au și depus această moțiune în plenul reunit al Camerei Deputaților. Totodată, Marius Budăr a ținut să precizeze, mă aflu astăzi din respect pentru seniorii acestei țări de care v-ați bătut joc cât timp ați fost la guvernare. Am încheiat citatul. Vedem că Marius Budăr a ținut să precizeze în primul rând că această coaliție de guvernare PSD, PNL, UDMR, nu a făcut mare lucru pentru părinții și bătrânii noștri, astfel încât, potrivit acestuia, programul de guvernare a fost unul extrem de neeficient. Totodată, bineînțeles, a fost luat cuvântul și de către Cătălin Drulă, președintele USR, care a spus, citez, nu știu dacă domnul Budăi știe, dacă l-ar suna la două noaptea și ar răspunde, dacă știe că pensia minimă contributivă în România este puțin sub 1018 lei. Astăzi, până în ora 12, se va dezbate moțiunea simplă împotriva lui Marius Budăi. Moțiune care, vă spuneam, vine în contextul în care cei de la USR și de la Forța Dreptei consideră că de la preluarea mandatului și până în prezent, ministrul Muncii Marius Budăi nu a reușit să facă nimic, mai ales în privința pensiilor speciale. Mă aflu astăzi aici pentru a răspunde moțiunii simple inițiate de o coaliție de strânsură, i-aș spune eu, o coaliție a zgomotelor, dar cu zero soluții. Mă aflu astăzi aici, în schimb, din respect pentru seniorii acestei țări, de care dumneavoastră v-ați bătut joc cât timp ați fost la guvernare. Seniorii merită răspunsuri și asta voi face astăzi. Dumneavoastră însă ar trebui să vă crape obrazul de rușine pentru bătaia de joc și teroarea la care ați supus vârstnicii acestei țări. Da, domnilor, voi sunteți cei care nu ați mărit nicio pensie în 2021. Zero lei. Atât le-ați dat voi pensionarilor. Veniți aici la microfon și spuneți-le seniorilor noștri de ce nu le-ați dat niciun leu în 2021. Și vă rog, curaj, că bani ați avut cu nemiluita. Cât despre pensiile speciale pe care coaliția de guvernare nu dă semne că le-ar elimina, ministrul Muncii spune că PSD a fost singurul care le-a tăiat. PSD este cel care a plafonat prin ordonanța 59 din 2017 pensiile speciale, mai puțin, bineînțeles, cele ale magistraților protejați de deciziile CCR. Ați fost la guvernare, domnilor. De ce nu ați plafonat pensiile magistraților? Nu mai zic să le fi tăiat, să le fie eliminat. Ați condus Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor și alte ministere. Cine v-a oprit să le tăiați pensiile speciale acestor categorii? Adevărul este următorul. Nu ați făcut nimic pentru seniorii acestei țări, nu ați făcut nimic pentru eliminarea pensiilor speciale. Eu nu am promis că rezolv în 30 de zile sau prin ordonanță de urgență în campanie electorală. Dar am făcut un proiect pe care l-am trimis Parlamentului în termenul asumat prin PNRR. De partea cealaltă, opoziția acuză că tocmai din cauza PSD și PNL s-a ajuns în situația în care avem acum pensii speciale, de care nu se vrea să se scape. Politica dumneavoastră, a PSD și a PNL,
Este o politică de apărare a pensiilor speciale și a pensiilor nesimțite. Voi le-ați introdus, voi le-ați făcut nesimțite, voi le apărați și v-ați încurcat și returile, chiar dacă doamna Turcan spune că PNRR-ul e bun când cere ca pensiile speciale, că da, USR a trecut acolo ca pensiile speciale să fie eliminate și domnul Budăi și PSD-ul nu vor să o facă. Haideți să vorbim puțin cu cifre. Nicolae Ciucă are 18.000 de lei pensie. 18.000 de lei pensie specială. Acum nu știu dacă domnul Budăi știe, dacă l-aș suna la două noaptea și ar răspunde, dacă știe cât este pensia medie contributivă în România. Puțin sub 1.800 de lei, 1.775 de lei a fost această pensie în 2022.